Locuiesc la 40 de kilometri de Iași, dar la ani lumină de normalitate și civilizație. Sunt copiii din satele Urșița și Crucea, uitați de România și autorități, care trăiesc sub pragul sărăciei, se culcă flămânzi și merg pe jos. Situația lor este una disperată, iar prin orice gest de omenie în prag de sărbători, putem să le aducem zâmbete și bucurii. Teleiem sare în sprijinul lor și inițiază campania Un moș al tuturor copiilor, prin care strângem jucării, rechizite școlare, îmbrăcăminte, cărți, dulciuri și produse igienice. Sanitare. Orice contribuție va aduce un zâmbet pe fața unui copil aflat în dificultate. Să fim darnici și buni!